luați cu ambele panouri. Locuitorii din Călimănești spun că unitatea de învățământ trebuie să redevină un brand național, cum era pe vremuri. Liceul a fost de renume internațional, a pregătit cei mai buni copii în probleme de turism, servicii, matematică, ghid, dar nu știu ce s-a întâmplat, profesorii au rămas aceiași, sunt excelenți. Eu am terminat liceul aici, deci liceu cu profesorii lui aici și știți, a dat la facultatea de automatică calculatoare datorită profesorilor de la liceu. Lucrările la campusul școlar au început cu mare entuziasm în decembrie 2007. În doar 7 luni ar fi trebuit să fie finalizate, iar copiii să beneficieze de săli de clasă moderne, de laboratoare și săli atelier, de spații de cazare generoase, dar și de săli de sport. Elevii au fost mutați pe termen scurt la alte unități școlare din localitate, iar execuția a fost amânată cu încă un an și jumătate. Apoi totul s-a blocat și în loc de campus modern au rămas doar niște ruine. Investiția a fost acum salvată de banii europeni. Lucrurile sunt pe un făgaș normal, aș putea spune, și cu siguranță călimăneștenii, noi toți ținem foarte mult la acest liceu, un brand altădată care oferea, să spun, pieței turistice specialiști în domeniu. Sper că într-un ciclu de învățământ ne vom recăpăta, cum spuneți dumneavoastră, brandul liceului, brand care el de fapt nu s-a pierdut din punct de vedere al calității procesului de învățământ care s-a desfășurat și în aceste condiții vitrege, s-a desfășurat foarte bine. Investiția constă în extinderea școlii cu un corp nou, construirea de garsoniere pentru cazare, a unei săli de sport și a câtorva ateliere pentru studiul practic. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 11 milioane de lei.